Jurnalele RTT. Știri la fix. Un accident de muncă a îndoliat familia unui tânăr din Târlungeni. Bărbatul în vârstă de 30 de ani muncea în pădure cu un taf, care la un moment dat s-a răsturnat, iar muncitorul a fost prins sub utilaj. Potrivit ISU Brașov, accidentul s-a produs în zona cantonului Silvic, Valea Zizinului, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale cu descarcerare și un echipaj de terapie intensivă SMURD. Echipajul medical a făcut manevre de resuscitare, dar tânărul avea leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decesul. Cu privire la acest caz a fost informat Inspectoratul Teritorial de Muncă, precizează purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov. Cadavrul a fost ridicat și transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Brașov în vederea efectuării necropsiei. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de neluare a măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și ucidere din culpă. Șantierul de pe DN73 l-a adus din nou la Brașov pe ministrul Răzvan Cuc. De această dată la Tohanul Nou. Ministrul Transporturilor a explicat cu această ocazie de ce s-a ales varianta declarării autostrăzii Comarnic-Brașov drept obiectiv strategic. Cuc spune că odată cu acest demers, proiectul va avansa mult mai repede. Vom urgenta. Mai sunt câteva etape și o să vedeți care va fi deznodământul. Este un proiect care... Eu am spus încă din 2017, eu l-aș finanța pe buget de stat încă de atunci proiect Brașov. Păi, în primul rând, nu vom mai avea această perioadă de contestații. Va fi o procedură mult mai simplificată de achiziții. Va fi o procedură similară, să spunem, procedurilor care sunt desfășurate de Ministerul Apărării Naționale. Va fi o procedură similară ca cele care le desfășoară Ministerul Apărării. Mult mai rapidă pentru achiziții. Ministrul Transporturilor amintește că încă din anul 2017 a spus că această arteră ar trebui să se facă din bani de la bugetul de stat. Impactul va fi multianual pe buget de stat. Eu m-am bucurat în momentul în care a venit consorțiul chinezo-turc, într-adevăr. Dar și dacă stăm în negocieri, nu știu, 3 luni, 4 luni, 5 luni, 6 luni, nu cred că mai este util. Noi trebuie să luăm niște măsuri radicale acum pentru implementarea obiectivelor de infrastructură. Așa cum eu mă duc pe șantiere și au măsuri în condiții care nu se mișcă antreprenori, așa trebuie să luăm și pentru obiectivele care sunt dorite de români. Ploiești Brașov este un obiectiv care este dorit de români de foarte mult timp. Foarte multe guverne și-au asumat. Unii au zis, domnule, mă mut cu cortul, fac nu știu ce pe șantiere. Nicio problemă, haideți să avem șantierul și după aceea monitorizăm și șantierul. Ministrul precizează că până la sfârșitul anului ar putea fi semnat contractul pentru autostrada Comarnic-Brașov. Și președintele Klaus Iohannis a declarat în 30 iulie că în ședința CSAT de marți a propus și s-a aprobat ca proiectul autostrăzii Ploiești-Brașov să fie declarat obiectiv strategic de interes național. Președintele României consideră că este deplină responsabilitatea guvernului de a găsi acele soluții care se impun pentru a putea realiza aceste proiecte prioritare pentru milioane de români, inclusiv posibilitatea declarării și acestui obiectiv de infrastructură ca unul strategic de interes național. Informările și avertizările de instabilitate meteorologică se succed în cascadă. Prima a intrat în vigoare informarea meteorologică transmisă de ANM pentru intervalul de valabilitate 31 iulie ora 13, 1 august ora 23. Îndeosebi, după amiaza și noaptea vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică temporar accentuată în cea mai mare parte a regiunii. Se vor semnala averse torențiale, frecvente descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metrul pătrat și izolat chiar 40 de litri pe metrul pătrat. Și Brașovul este printre județele aflate sub atenționare meteorologică cod galben în intervalul 31 iulie ora 15-31 iulie ora 23. Au fost anunțate perioade cu instabilitate atmosferică accentuată pentru zonele de munte și pentru Transilvania, cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, grindină și cantități de apă și de 50 de litri pe metrul pătrat. Următorul cod galben pentru perioada
perioade cu instabilitate atmosferică accentuată este pe intervalul 31 iulie ora 23, 1 august ora 11. În cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în zonele de munte, vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Cantitățile de apă vor depăși 25 de litri pe metrul pătrat și pe arii restrânse chiar 50 de litri pe metrul pătrat. De astăzi este parafat protocolul dintre Autoritatea Națională pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual și Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru deschiderea unui birou regional ca interfață între autoritate și operatorii economici interesați de acest sistem de învățământ. Ținta noastră este să reușim să înființăm școli profesionale cu personalitate juridică, măcar câte una în fiecare regiune de dezvoltare pe domeniile pe care avem principalii operatori economici în acea regiune, iar Brașovul este pe exemplu de bune practici prin școala profesională germană Kronstadt, pe care încercăm să-l multiplicăm către toate regiunile de dezvoltare ale țării. Președintele Camerei de Comerț și Industrie Brașov amintește că țara noastră se confruntă cu o lipsă acută de forță de muncă, iar agenții economici au nevoie de sprijin în găsirea resursei umane necesare desfășurării activității. Camera de Comerț și Industrie Brașov, ca reprezentant al mediului de afaceri din Brașov, simte alături de ei nevoia forței de muncă lipsă din Brașov. Pentru asta dorim pe viitor, prin semnarea acestui protocol, să fim mai aproape de Autoritatea Națională pentru Învățământul Dual, iar la nivel local vrem să fim alături de agenții economici, vrem să îi cointeresăm mai mult pe agenții economici cu capital românesc și firmele mijlocii din județul Brașov, care nu s-au implicat suficient, spunem noi, în această școală profesională în sistem dual, pentru că poate nu au avut destulă informație. Învățământul profesional renaște treptat în România, iar cel dual este o soluție excelentă pentru cei care vor să obțină o calificare într-o meserie. Atâta vreme cât încă există locuri de muncă neacoperite cu personal calificat, categoric va trebui să fim preocupați să asigurăm aceste locuri la învățământul profesional, profesional simplu sau profesional dual. În acest moment, firmele românești participă și ele la acest sistem dual de pregătire, însă cele mai multe au o putere economică mult mai mică decât a multinaționalelor, astfel că și implicarea este pe măsură. Semnarea acestui protocol oferă însă o speranță în plus pentru cei care doresc să-și asigure forța de muncă pe viitor. De la birou în atelierul de creație, tricouri pictate, vaze, căni, dar și rochițe unicat, realizate de o expertă în tehnologii informaționale și servicii electronice. Cu o pregătire de peste 20 de ani în domeniul informaticii, Gabriela Vlad a descoperit că înclinația spre artă și abilitățile creative se pot dezvolta indiferent de domeniul în care ești specializat. Poate această latură artistică a existat și în partea de știință. Întotdeauna spun că știința este complementară cu arta și atunci nu putem spune că suntem orientați poate numai spre știință sau numai spre artă. Având ca sursă de inspirație și muză pe Iris, nepoțica ei, Gabriela Vlad a ales să îi creeze propriile picturi pe haine, devenite astfel unicat. Muza mea și modelul meu este Iris, fetița surorii mele, căreia i-am făcut zeci de tricouri, iar sora mea îmi spune este excepțional, sunt atât de fericită că le spăl așa ca pentru un copil aproape zilnic și nu se strică absolut deloc. Deci mi-a dat încredere că ceea ce fac este și durabil, nu doar frumos. Totul a pornit însă din copilărie. Din mâinile sale și ale bunicii ieșeau creații vestimentare deosebite. Astfel, după o carieră de succes într-un domeniu tehnic, a apărut dorința de a realiza ceva special. Inspirația a venit la un târg cu produse de artizanat și a continuat cu câteva cursuri de pictură în tehnici diferite, însă tehnica preferată a rămas pictura pe tricou. Îmi place să mă uit la ceea ce fac. La început
ziceam procesul creației, zic, e clar că mai este mult de muncit aici și în momentul în care simt că este gata, zic așa, asta este. Și în momentul acela îl consider că a fi încheiat și apoi urmează procedura de a-l finisa și a-l călca și așa mai departe, că e o procedură. Se folosește vopsea specială pentru textile, o vopsea ecologică, pot să-l poarte, deci copiii pot purta aceste tricouri fără nicio problemă. Ca tehnologie trebuie să se ia 24 de ore să se usuce și apoi se calcă pentru polimerizare cu hârtie de cop. Deci este un procedeu care se finisează tricoul și apoi poate fi purtat. Dacă primele tricouri au fost realizate pentru nepoțică, în timp, tot mai mulți prieteni și cunoscuți au apelat la talentul Gabrielei pentru a crea noi picturi. Cele mai apreciate sunt bufnițele, dar și portrete ale copiilor sau reproduceri după lucrările lui Gustav Klimt. Sosit la Brașov pentru a monitoriza lucrările de pe DN73, ministrul transporturilor a spus că nu mai reziliază contractul pe care îl rupea în luna mai la o precedentă prezență în zona șantierului. După verificarea de marțiară, ministrul consideră că asocierea de firme care se ocupă de modernizarea drumului s-a mobilizat mai bine în ultimele două luni. În aceste condiții, ministrul, împreună cu reprezentanții CNAIR, a decis suspendarea procesului de reziliere a contractului, procedură începută în luna mai. Când am venit în dimineața aceea, înainte să deschidem lucrările la autostradă, am văzut că nu erau numărul de utilaje și numărul de oameni cât trebuiau să fie în șantier. Totodată am văzut că era o mobilizare așa mai masivă la Râșnov, că ajungeam eu, ajungea primul ministru și nu trebuia, știți, impactul vizual, nu, că acum că se lucrează, credeți-mă că avem rapoarte zilnice. Și încă ceva vreau să vă zic un lucru. Dacă aveți puțină experiență, ce s-a făcut, ce s-a făcut. Eu asta am făcut, am adus și m-am plimbat să văd dacă s-a făcut ceva. Că dacă vedeam acum 10 utilaje că lucrează la drum, acum dau și o seama ce se lucrează într-o zi, ce se lucrează într-o lună. Răzvan Cuc spune că după ce a anunțat rezilierea contractului, au existat diverse solicitări, inclusiv de la Ambasada Spaniei, de a se găsi o soluție. După ce s-a analizat eficiența unor soluții alternative, în cele din urmă, ministrul a avut o nouă discuție cu constructorul. Am primit firma, am discutat cu ei, mi-au adus calendarul de lucrări și le-am spus în felul următor. Dacă o virgulă nu o respectați, noi, și așa suntem în procedură de reziliere, vi-l reziliem definitiv. Am văzut că s-au apucat să lucreze, am văzut că ce au deschis casete au închis, este domnul Horia Stancu care este în permanență, văd că stă în spatele camerelor acolo, îi mai trimit vință, aici să vă vadă lumea. Stăm permanență aici pe șantier, ca și reprezentant șef de secție al DRD-ul regionalei Brașov în județul Brașov. Mă informează în permanență, face și postări tot timpul, că asta trebuie să facă. Oamenii trebuie să vadă că se lucrează. Reprezentantul firmei care a contractat reabilitarea DN73 precizează că se lucrează fără sincope, de la 7 dimineața la 10 seara și în weekend. Analizăm împreună cu poliția ca în zonele foarte, foarte aglomerate, gen Bran, să implementăm un program de noapte în măsura care se poate. Nu uitați că suntem pe un contract de reabilitare, să intre casete și să intre camioane în casete și să iasă din casete toată noaptea în condițiile traficului local este cam greu. Dar vom încerca să facem anumite lucrări noaptea unde chiar nu se poate lucra ziua. Ministrul transporturilor spune că toate firmele care lucrează pentru stat vor pleca acasă dacă nu-și respectă prevederile din contracte. Istoria la persoana întâi se pregătește să ne surprindă cu noi personaje. Pentru a patra ediție, organizatorii vor aduce pe străzile orașului două noi personalități din trecutul Brașovului. S-a aflat care vor fi noile personaje pregătite să stea de vorbă cu brașovenii și turiștii pentru a le spune lucruri interesante din viața personalităților pe care le întruchipează. Unul dintre ele este Johann Martin Hornigberger, este un renumit medic SAS din Brașov și de asemenea Anne-Marie Schnell-Zbârcea. Ea este cetățean de onoare al orașului începând cu anul 2015, alături de tatăl ei. Ediția din acest an se desfășoară sub sloganul Poveștile orașului sunt și poveștile tale. Proiectul cofinanțat de Primăria Brașov va prinde viață începând din 3 august ora 18 la Galeria Zero. Vom avea două artiste care vor picta două tablouri cu tema Brașovul și istoria la persoana întâi și de asemenea organizăm și două tururi pietonale în limba română în centrul istoric, astfel încât brașovenii sau turiștii care ne vizitează să poată afla mai multe despre orașul nostru.
În plus, în datele de 18 și 25 august, în centrul istoric, vor avea loc două tururi pietonale în limba română, alături de personajele istorice cunoscute de la celelalte ediții, precum Johannes Honterus, Apolonia Hirscher, Mihail Weiss, George Barițiu, Andrei și Elena Mureșanu, Maria Baiulescu, dar și cele două personaje noi.